Ați venit în România de la Argeș. Aceste câteva zile încercăm să fim gazde pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Ne bucurăm că am reușit să readucem pe tapet această manifestare și sper că aceasta nu va fi ultima vizită a dumneavoastră în România, respectiv în Argeș. Sperăm să vă facă plăcere mini-vacanța dumneavoastră aici și să duceți vorba mai departe despre frumusețile ținutului nostru. Într-adevăr, e o revenire după 3 ani de absență. Important este viitorul acestui festival, pentru că este obligația noastră, a celor care gestionăm vremelnic aceste funcții, să transformăm tradițiile noastre în ceva viu. Toate aceste lucruri n-ar fi posibile fără aportul deosebit al colegilor noștri de la primăriile orașelor și municipiilor județului Argeș. Bucurăm să găzduim deschiderea Festivalului Internațional de Folclor Carpați, ediția 37, cel mai important festival de folclor din această zonă a țării. Și vreau să le spun bun venit, să le urez succes totodată. Mulțumim pentru întreaga susținere a fenomenului cultural, deși a Festivalului Internațional de Folclor Carpați, domnului Cristian Gentea. Și în numele Consiliului Județean dați-mi voie să-i înmânez trofeul Carpați. Domnule primar!